Titlul întâlnirii noastre este Veșnicia s-a născut la sat. Eu m-am gândit să vă spun câteva amintiri din copilăria mea la sat, pe care aș putea să le aglutinez, să le adun sub titlul Credința s-a născut la sat. Și o să vedeți imediat la ce mă refer. Dumnezeu a avut să petrec primii 6-7 ani din copilăria mea într-un sat, Brebu se cheamă, un sat situat la 7 km de Câmpina. În acel sat există o mănăstire ctitorită de Neagoi Basara și deși m-am născut în 1978, deși am prins ultimii ani din perioada ceaușistă, i-am prins și în satul și comuna Brebu, iar primele două clase le-am făcut în Buzău, deci în oraș, deci pot să fac o comparație. Cum se trăia la sat în Ceaușism, cum se trăia la oraș. Ce vreau eu să vă spun este că eu cred că satul românesc, rămășițele satului românesc, așa cum le-am trăit eu în perioada aceea, sau așa cum le mai vedem în anumite zone etnografice unde încă s-au mai păstrat tradițiile, mă refer la nordul Moldovei, la Bucovina, la Maramureș. Satul este un mediu formativ. În acești 5-6 ani, un rol extraordinar în viața mea l-a avut străbunica mea, Elena. O femeie extrem de simplă. După standardele noastre, era neșcolită. Din anumite nevoi a trebuit, la un moment dat, să învețe să se semneze. Doar atâta știa să se semneze. Și a câștigat existența fiind croitoreasă în sat. Pe mine m-a impresionat foarte mult faptul că ea, încă de miercurea, se gândea cu ce haine se va îmbrăca duminica la biserică. Și începea să și le extragă, să și le pună în ordine. Și am înțeles concret ce înseamnă să trăiești cu fața la Dumnezeu. Să ai ca reper Dumnezeu. Ce înseamnă să, cum să spun, conștientizezi pe viu că ziua de duminică nu este egală cu oricare altă zi din calendar. Nici de cum ziua de duminică nu e weekend, așa cum suntem noi obișnuiți în ultimii 10 de ani să spunem. Și se pregătea de miercuri. Pentru ea chiar era o sărbătoare simplu mers la biserică. Biserica era la o depărtare de 3 km, vă dați seama că pentru un copilaj de 5-6 ani era un efort să mergi 3-4 km. Dar era și o experiență. Pentru că, de pildă, la răscrucea drumurilor, vedeai din 50 în 50 de metri sau din 100 în 100 de metri câte o troiță, câte o cruce. O să vă citesc la sfârșit câteva fragmente din răspunsurile pe care le-a primit Ernest Bernea în perioada în care colinda satele românești împreună cu echipa sociologică condusă de Dimitrie Gust. Niște răspunsuri din care înțelegem mai bine de ce făcea poporul român la răscruce cruce sau troiță. Era o experiență și pentru că pe acest drum, bunica, evident, se întâlnea cu prietenele ei. Îmi aduc aminte de o bătrână, tante Anica,
care era nelipsită de la biserică și care și-a dorit să moară în biserică. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În timp ce se ruga, așa a luat din biserică. Mi-aduc aminte că atunci când am pătruns în biserică, am fost fascinat, pur și simplu. Pentru că era un joc de întuneric, construcția aia din piatră, figurile vechi, pictate pe pereți. Știu că m-a impresionat foarte mult o icoană veche cu cuvioasa Paraschevă. La fel, în partea stângă, am văzut tot așa o icoană veche pe care scria în slavonă. Era propriu-zis Sfânta Filofteia și istoria vieții Sfintei Filofteia. Și am întrebat-o pe bunica ce s-a întâmplat. Pentru că, mă rog, era tatăl cu barda, cum știți. Și m-a impresionat foarte tare catapeteazma. Pe catapeteazmă e pictat și Dumnezeu Tatăl. Am înțeles mai târziu că nu e canonic. Dar pe mine m-a impresionat foarte tare, pentru că și acum, dacă o să ajungeți întâmplător acolo, o să-L vedeți pe Dumnezeu Tatăl care binecuvintează cetele îngerești și copilul care îl privește are sentimentul că îngerii aceia sunt trimiși spre el. M-a impresionat momentul în care părintele paroh, care în mod amuzant se chema Mălai, era numele de familie, știu momentul în care a anunțat în biserică cine vrea să doneze bani, pentru că se dorește achiziționarea unei icoane cu ferecătură de argint, o icoană cu Mântuitor. Vă rog să mă credeți că atât de tare m-a impresionat chipul Mântuitorului cu niște trăsături blajine, încât asociez și astăzi cuvântul icoană cu chipul Mântuitorului. Și, sincer, dacă ar fi să mă întrebați, eu așa cred că arată Mântuitorul. Așa cred că îl vom vedea pe lumea cealaltă. În acea biserică, un lucru iarăși extraordinar era că veneau mulți oameni, poate chiar jumătate de sat, deși era perioada comunistă, și că m-a impresionat faptul că toți cântam. Deci chiar era o coparticipare, o împreună participare la Sfânta Liturghie. Bărbații satului cântau evident în partea dreaptă, cu privire spre altar, m-au invitat să cânt alături de ei. Și așa am învățat Tatăl nostru și Crezul. Și le vedeam pe bătrânele satului care se bucurau că mă văd pe mine, un copil de 5-6 ani cântând acolo, ba chiar multe dintre ele și-au pus speranța că mă voi preoți. Și acum îmi aduc aminte, tot așa de niște bunici, de niște prieteni ale străbunicii mele, Elena, care mi-au zis de atunci, vezi, dacă o să te preoțești, să ne pomenești, să nu uiți. Și astăzi le pomenesc, însă n-a fost voia Domnului să mă preoțesc. A avut alte planuri cu mine. Repet, deși era în plin comunism, deși oamenii trăiau duplicitate. De pildă, bunicul meu, care lucra la turnătoria din Câmpina, turnătoria fizică, nu a... era responsabil cu protecția muncii, era obligat să convoace oamenii când din două luni, le ținea câte o informare politică, conspectat din Marx, Engels, materialismul dialectic și așa mai departe, dar, aproape seară de seară, scotea din ascunzătoare radioul Gloria, pe care îi făcuse un veșmânt special, așa, și asculta în mod ritualic
Europa Liberă, Vocea Americii, ce mai spune istoricul Vlad Georgescu, dar Virgilie Runca, dar Monica Lovinescu. Și bineînțeles, începea să nu jure pe Ceaușescu. Deci era un soi de trai schizolit, schizofrenic, dacă vreți. Și pe de altă parte, mi se pare extraordinar, pentru că părintele poate să confirme ceea ce spun acum, deși comuniștii au distrus în bună parte statul românesc, mă refer la colectivizare, în primul rând, dar mă refer și la standardizarea folclorului, faptul că era ales, de pildă, un singur costum pentru o întreagă zonă. Muntenia avea costumul ei, Vrancea costumul ei, dar dacă te duceai în sate, găseai, cum găsești și astăzi, în zonele unde s-au păstrat, o varietate extraordinară. Și întrebarea e, de ce să declari, cine ești tu să declari că respectiv costumul de Muntenia este ăsta? Așa cum nu putem vorbi de Miorița. Cunoaștem toți, am văzut în școală, am învățat din școală o singură Mioriță, deși câte variante erau de Miorița? Peste 1000. Comuniștii au falsificat folclorul și prin faptul, de pildă, că au transformat un fenomen atât de complex precum călușul, care era și încă mai este, slavă Domnului, un ritual terapeutic, într-un fenomen estetic. L-au urcat pe scena Cântarea României, l-au exploatat ca atare, dar l-au redus în felul ăsta doar la dimensiunea lui estetică. În ciuda tuturor lucrurilor acestora, iată că a existat un soi de rezistență a tradiției. Pentru că eu asta încerc să vă spun dumneavoastră. Că noi încă am mai prins aceste rămânșițe din satul românesc, poate copiii noștri, dacă îi ajută Dumnezeu, se mai pot duce într-o zonă din aceasta unde cât de cât s-au mai păstrat tradițiile, și am înțeles pe viu ce este aceea tradiție. De pildă, bunica mea, când tuna și până tare și mie mi-era frică, îmi spunea, stai liniștit, zic, dar de ce tună? Și nu vă dă explicații fizico, chimico, nu mai știu de care, așa, îmi spunea, păi, trece prin ce Sfântul Ilie, cu carul de foc. Zic, și de ce tună? Păi zice, pleznește din bici. Vă dați seama ce surprins am fost când Dumnezeu a făcut ca din anul 2 de facultate să mă angajez la Muzeul Țăranului Român și să recunosc în icoanele românești, pe sticlă, am văzut icoana cu Sfântul Proroc Ilie, în care de foc, trecând prin cer, și jos un țăran arah. Și am zis, păi asta seamănă cu ce îmi spune mie bunic. Erau povești fascinante. De pildă, în lacul din apropierea fostei mănăstiri din Brebu, se spunea că lacul acela nu are fund. Când și când se mai îneca câte cineva. De mai multe 100 de ani se tot spunea că au venit scafandrii din București și că au încercat să-i dea de fund, dar nu i-au dat. Străbunica îmi povestea că străbunicul meu, proiectorul satului, vara, punea rămășar, punea pariu cu tinerii de vârsta lui, cine îl trece, cine are curajul să-l treacă dintr-o parte în alta și înapoi. Și povestea că bunicul a câștigat și a câștigat și 2 sau 4, nu mai știu, lăzii cu bere, pe care le-a băut, evident, cu prietenii. Deci toate poveștile astea, eu cred că m-au influențat. Dacă nu aș fi avut-o pe străbunica mea, aproape sigur nu aș fi ajuns la biserică. Pentru că ulterior, în anii revoltei, în perioada adolescenței, am avut și alte experiențe, dar această amprentă pe care a pus-o asupra sufletului meu satul românesc, străbunica mea, a rămas ca un reper, ca un soi de ancoră. Și indiferent cât de departe
m-au dus pe mine valurile tinereții, am avut întotdeauna un liman, am avut un reper la care să revin. De ce am vrut să vă spun lucrurile acestea? Pentru că eu constat din experiența mea de orășean, de citadin, bucureștean, de aproape 20 de ani sunt în București, cât de greu este unui creștin să-și păstreze programul de viață, stilul de viață. O poți face două zile pe săptămână, sâmbătă și duminică. Când te retragi la tine acasă, când îți faci rânduiala, când îți citești cărțile duhovnicești, când evident te duci la Sfânta Liturghie și te întâlnești cu ceilalți frați într-un Hristos. Luna începe o nouă săptămână. Chiar de când ești pe ușă, ai senzația că ai intrat într-o altă lume. O lume în care vrând nevrând trăim toți. O lume care funcționează după altă paradigmă. O paradigmă postmodernistă. Toți ne simțim, eu mă simt ca o ceapă care are mai multe învelișuri. Bun, există învelișul ăsta pe care eu mi-l consider creștin, dar mai am și multe alte învelișuri. Suntem cetățeni europeni, suntem membri într-o societate de consum, vrând nevrând, tipul de gândire consumistă ne afectează. Te gândești la profit, la pierdere. Prin urmare, ajungi într-o situație similară cu aceea pe care eu am descoperit-o în corespondența unui părinte care pentru mine și în ziua de astăzi, la aproape 41 de ani, continuă să fie un reper major și îl recomand tinerilor, dacă nu au aflat de el până acum, părintele Serafin Ros. El însuși un convertit, trecut prin nihilism, prin nebunia rock-ului, prin nebunia budismului zen și prin alte nebunii, într-una dintre scrisori, scrisorile lui sunt extraordinare, povestește că în schitul lor de la Platina a ajuns un tânăr, adolescent. Și, evident, părintele Serafim și cu prietenul lui German Podmoșenski au început să-l formeze ca om. I-au dat de pildă să citească aventurile lui Oliver Twist, care l-au cam plictisit, Crimă și pedeapsă, și asta l-a cam plictisit. De ce? Pentru că el suferise amprenta asta a rock-ului, heavy metal-ului și așa mai departe. Și toate lucrurile astea îi se păreau fie plictisitoare, fie siropoase. În schimb, voia să citească direct scrierile Sfântului Simeon Audiolog. Și descrie Părintele Serafim o scenă. După ce vorbiseră ceva duhovnicește despre Sfinții Părinți, Părintele Serafim îl vede pe acest adolescent cum dintr-o dată începe să dea din cap, să bâțâie, să așa. Și îl întreabă, dar de ce faci asta? Păi zice, acum am pus CD-ul cu muzică rock. La fel mă simt eu. Adică, uneori am gândire de creștin, am atitudine de creștin, după care mă surprind că funcționez după alte modele. Revin și cu asta încerc să închei. Nu o să închei, totuși, înainte de a vă citi două fragmente din spusele unor țărani intervievați, cum v-am spus, de Ernest Berna, de ce fac românii cruci la răscruce. Însă spun acum concluzia. Satul românesc te forma, deci avea un rol formativ pentru orice persoană, pentru că trăiai în acea tradiție. Însăși faptul că participai, de pildă, doar la sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, unde era superb,
Mi-aduc aminte că prin anii 80 a dat un insoare atât de mare, aproape de 2 metri aveam în curte. Și în acel an, bunicul m-a învățat cum să pocnesc din bici și m-a învățat cu ușor. Varianta cu Traian, așa. Deci, vrând nevrând, trăiai pe viu ceea ce Eliade, în aspecte ale mitului, numește creștinismul cosmic. Astăzi, mie, ca orășan, îmi este foarte greu să regăsesc această tradiție. Pentru că, din păcate, orașul nu a creat o tradiție alternativă. Adică, singura variantă este să te duci în fiecare zi la biserică sau să găsești o mănăstire unde se slujește zilnic și participând la viața liturgică a bisericii, să trăiești într-adevăr o tradiție. Dar altă variantă nu există. Cum justificau sau nu, cum explicau țăranii prin anii 30-40 faptul că satele românești erau și, slavă Domnului, încă mai sunt, înțesate cu cruci sau troițe, din lemn, din piatră, acoperite. Un țăran descria astfel hotarul, deci limita satului, hotarul care însemna ordine, lumea cunoscută, siguranța pe care ți-o oferă lumea ordonată, cosmică, în care te afli, în opoziție cu ceea ce se afla în afara hotarului. Străinătatea. Străinătatea care a devenit stranietate. Zicea așa omul respectiv. Cine a trecut hotarul, nu mai era el acasă. Dincolo e altceva și nu știi ce. Poate e o lume bună, poate nu. Eu știu că de trec nu mă mai simt bine. Am așa o teamă, știu eu. Se pune cruce la răspântie. Știi, între drumuri este și netrebuitul. Acolo e loc slab. Am întâlnit chestia asta, inclusiv într-o cercetare pe care am făcut cu Munții Buzăului, acum 2 ani. Existau locuri bune și locuri rele. Părintele Adrian Făgețeanu, în ultima perioadă, a trăit la locuri rele. Mă întrebam, dar de unde vine numele asta? De la chestia asta. Și te duci în locul respectiv și afli legenda toponimică. Întotdeauna e vorba de o prăpastie în care a căzut cineva, sau s-a rătăcit, sau s-a întâmplat oricum ceva rău. Așa. Acolo e loc slab și iese în cale cine nu trebuie. Iese la răspântie că e omul neștiutor. Se pune cruce să nu se apropie necuratul, că la tot locul unde se taie drumul, e locul lui. Un alt răspuns. Se pune cruce la răspântie că acolo trec mulți călători. Să știe unde s-o ia. E răspântie și acolo se taie drumul. Omul se închină să o ia pe calea bună. Vă mulțumesc frumos și dau cuvântul Părintele.